Bun găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Elena Parapiru, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este domnul Florin Păslaru, vicepreședinte al Partidului Social Democrat și consilier al președintelui Camerei Deputaților. Bine ați revenit alături de noi, domnule Păslaru. Să rămână, mulțumesc de invitație și mai nou consilier al premierului României, Viorica Dăncilă. Felicitări și ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă mai mult de lucru, așa. Înseamnă că în fiecare dimineață, de două săptămâni, eu merg la guvern, întâi stau acolo câteva ore, după care merg în Parlament, după care iar merg la guvern, după care merg pe la ministere. E mai mult de lucru, dar, sincer, îmi place ceea ce fac. Adică, poate alții în locul meu ar spune, domnule, e greu, e... Nu, responsabilitate, sigur că e responsabilitate. Fac ceea ce îmi place. Sunteți Darius Vâlcov sau sunteți Anca Alexandrescu, ca să zicem așa? Nu sunt niciunul din ei, pentru că atâta timp eu am mai fost curtat să merg în echipa premierului și înainte, dar relațiile nu erau foarte calde între mine și Anca sau între mine și Darius Vâlcov. Atunci am preferat fiecare să ne vedem de treaba lui. După ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, Mă gândesc acum să determin care este area dumneavoastră de expertiză în zona doamnei premier. Pentru că doamna Anca Alexandrescu era pe comunicare, domnul Vâlcov era clar pe zona economică și aplicării programului de guvernare. Mă ocup de relația, în primul rând, de relația între guvern și parlament, pentru că în parlament mă ocup de ceea ce se întâmplă între președintele Camerei Deputaților și liderii grupurilor parlamentare, adică de partea de legislație, și pentru că nu există minister în România sau agenție guvernamentală în subordinea premierului sau a guvernului României care să nu aibă în derulare cel puțin o inițiativă legislativă sau un proiect de lege, mă ocup de tema asta, care e destul de vastă. Adică problemele pe care le au și impulsionarea, dacă vreți, a proiectelor de lege pe care le au membrii guvernului sau diferitele ministere. Bine, ați adus în discuție și ideea de parlament. Haideți să vedem ce s-a întâmplat săptămâna aceasta în cadrul parlamentului, pentru că a fost discutată și a picat, bineînțeles, moțiunea. Cum a fost momentul respectiv? Cum a fost momentul în care s-a discutat moțiunea? Cum a fost momentul votului? L-ați văzut acolo. Despre moțiune și despre pregătirea ei și despre jocurile de culise se poate vorbi mult. A fost un exercițiu interesant pentru toată lumea. Pentru opoziția cei din opoziție. Știa că nu va trece această moțiune? Eu cred că știa. În afara domnului Orban, cred că toată lumea știa că nu trece moțiunea, pentru că n-avea cum să treacă. Cum spuneam, a fost un exercițiu extrem de important, în primul rând, pentru opoziție. Pentru că ei și-au arătat lor cât de bine se mobilizează, au arătat cât de bine știu să negocieze, și au învățat lucrul ăsta. Adică, cum să spun eu, e ca un copil. Domnule, eu vreau jucăria aia. Domnule, nu o să-ți placă. Nu, eu o vreau. Până când nu-i o dai și își dă seama singur că nu-i place, el va insista să-i dai jucăria. Era interesant cum opoziția, și aici mă refer la USR-ul mai puțin, să știți, PNL-ul, cei de la Pro-România, poștii noștri colegi, încercau să rupă dintre parlamentari, dintre senatori și deputații PSD-ului sau de la ALDE, pentru a face majorități. Diferența era extrem de mare. Vreau să vă spun, ca o paranteză, sunt lucruri verificabile, eram în birou cu președintele Camerei Deputaților, cu Marcel Ciolacu, și cu vicepreședintele Camerei, Florin Iordache, doi buni prieteni de-ai mei și colegi de-ai mei, și le-am spus în dimineața moțiunii, pe la ora 9:20, că vor fi maxim 210 voturi în favoarea moțiunii. Atât au fost. Am primit telefon de la amândoi. Nu, Marcel mi-a dat telefon, Florin Iordache mi-a dat mesaj și mi-a spus că voi fi folosit în continuare ca un oracol, un lucru care pe mine m-a onorat. Atât au fost. Dacă făceai tot felul de calcule, ajungeai la aceeași cifră. Uitați-vă că au fost parlamentari din opoziție care au lipsit, deși n-aveau voie. Dom'le, eu știu, când conduceam grupul parlamentar sau când eram deputat, în momentul în care inițiam o moțiune de cenzură contra guvernului, păi nu lipsea nimeni. Noi am adus colegi de-ai noștri, scuzați-mi expresia, pe targă. Deci l-am adus pe Victor Socaciu, care făcuse un transplant de ficat, parcă, de la clinica din Târgu Mureș. Am adus un coleg în scaun cu rotile. Adică, dom'le, când trebuie să vii la moțiune, păi vii. La ei a fost o joacă, o dezorganizare totală. Uitați-vă. Bine, Rareș Bogdan a spus la un moment dat, da, apropo de certuri, domnul Rareș Bogdan a zis la un moment dat că inclusiv Victor Ponta ar fi vinovat pentru că nu s-a aflat printre semnatarii moțiunii. A votat moțiunea, dar nu a fost printre semnatari. Și nu a putut prezenta suficiente semnături cât să impresioneze parlamentari de la PSD și ALDE.
prostii. Credeți că, eu știu, contează cine sunt semnatarii? Nu, este o condiție pentru a depune o moțiune. Să ai un număr minim de semnături. Nu e important cine votează. Păi de-aia a fost important momentul votului, să vadă cine votează. Dar știți cum e? Când câștigi un meci și expresia aia, după război, mulți vitezi sara, toți spun eu am făcut, eu am ajutat. În momentul în care pierzi, găsești vinovați. Așa e de când lumea. Păi Rareș Bogdan. Rareș Bogdan e novice în politică. El era bun acolo unde era. O să vedeți de-a lungul timpului cum iese în evidență naivitatea unui om. În politică trebuie să fii puțin șmeche, trebuie să stai, să verifici, să asculți, să nu ieși cu declarație, cum se spune, la cald. Întotdeauna ieși, uitați-vă la președintele Iohannis. A început să iasă din ce în ce mai după eveniment, nu imediat. După un eveniment, așteaptă 2-3 zile, vede cum se sentimentează, ceva ce Băsescu. Ăștia sunt animale politice, sunt oameni grei, rasați în zona politică. Noi am avut destul de exemple în sensul ăsta de oameni rasați politic. Rareș Bogdan e naiv, ce să vorbesc, nu vreau să fiu rău, dar este naiv în politică. Ați pomenit de domnul Băsescu, va merge domnul Băsescu la Bruxelles până la urmă? Păi și-a dat demisia deja din Parlamentul României, merge în... deși a spus că nu merge, se pare că... Nu, cu toate dezvăluirile, pentru că la ele mă gândesc când adresez întrebarea aceasta. Dezvăluirile actuale. Ce dezvăluiri? A fost confirmat, a plecat în Parlamentul European. Dacă vă referiți la ce, la chestia cu securitatea, păi sunt foarte vechi, sunt făcute. Stimată doamnă, și eu am avut probleme de genul ăsta. Acum 38 de ani au fost niște note informative care au trebuit să le fac în presiune. Tatăl meu era bătut acasă, mă rog, cine trebuie să știe, știe lucrul ăsta. S-a întâmplat acum 40 de ani. La Băsescu s-a întâmplat mult mai recent. Adică nu poți să oprești un om, eu nu sunt un om care îl apreciază pe Traian Băsescu. Niciodată n-am fost de acord cu ce a spus domnia sa, ori din convingere, ori datorită faptului că nu făcea parte din aceeași zonă politică ca și mine, ca și partidul meu. Dar legea spune foarte clar care sunt condițiile să candidezi și să fii validat. A candidat, a câștigat pentru un loc în Parlamentul European, a fost validat, el deja cred că azi e la Bruxelles. Să ne ocupăm atunci de ceea ce va însemna 29 iunie, Congresul Partidului Social Democrat. Ce se va întâmpla acolo propriu-zis? Și se adeveresc zvonurile, conform cărora doamna premier va rămâne președintele, nu interimar, președintele definitiv al Partidului Social Democrat. Ce aduce lucrul acesta? Iar se poate vorbi despre Congres extrem, extrem de mult. Unii sunt pentru Congres acum pe 29 iunie, alții sunt pentru Congres după 1 septembrie sau chiar după alegerile prezidențiale. Sigur că cei care vor Congresul cât mai departe vor să se poziționeze mai bine, vor să aibă anumite voturi în plus, pentru că cei care sunt semnatarii acestei intenții de a face Congresul undeva după 1 septembrie sau după alegeri, sunt cei care vor să candideze pentru o anumită funcție, dacă nu chiar pentru funcția supremă de președinte al partidului, și n-au șansele necesare acum, n-au sorți de izbândă. Orice partid serios, nu numai în România, peste tot în lume, în momentul în care nu ai președinte din diferite motive, primul lucru care îl faci este faci un congres să-ți alegi o conducere legitimă. Este normal să întâmple așa ceva. Viorica Dăncilă. Nu cred că va avea contracandidat, doar să vină așa cineva să nu fie toate voturile pentru domnia sa. Este bine că nu are doamna Dăncilă contracandidat? Tot dumneavoastră îi spunea că nu-și dorește să fie voce unică în cadrul Partidului Social Democrat și cred că știm cu toții la cine se referea. Știți cum e? În democrație e bine, într-adevăr, ca pentru orice funcție aleasă să fie mai mulți candidați. Acum și candidații își măsoară forțele. Și spun în felul decât să mă duc să am 10 voturi, din 5.000 de voturi, mai bine nu mă duc. A fost o intenție, să-mi fie iertat că spun lucrul ăsta, a lui Paul Stănescu. Bine, el spunând că vrea să fie președinte executiv, era la un moment dat în schema de președinte executiv, după aia de secretar general, nu o să fie niciuna nici alta, și veți vedea acest lucru la Congres, era unul dintre cei care doreau Congresul mai târziu, în așa fel încât să-i se mărească șansele. Repet, orice partid serios, în toată lumea asta, dacă vrea să arate că e partid serios, în momentul în care nu are conducere, și alege conducere. Viorica Dăncilă a spus foarte bine, atâta timp cât nu avem Congres, există o conducere interimară și nu e normal. Tot domnia sa, așa cum a spus dumneavoastră, vă citesc și pe dumneavoastră, a spus, domnule, ar fi mai bine să fie mai mulți candidați. Nu știu dacă va mai veni cineva.
Vrea la un moment dat să vină Șerban Nicolae. Șerban Nicolae țintește, așa cum a spus de fapt, să fie candidatul PSD-ului pentru președinția României. În momentul în care îți depui candidatura la președinția partidului și te trezești că ai 10-20 de voturi, deja pornești cu un handicap. Pleci în urma liniei de start, pentru că nu e bine, nu poți să pleci cu un candidat la președinție când el în cadrul partidului ia 10 sau 20 de voturi, că mai mult nu ia Șerban Nicolae. Pe 29, or să fie alegeri, părerea mea este, adică convingerea că Viorica Dăncilă va fi președintele ales al Partidului Social Democrat și cred eu, țineți minte ce vă spun, că nu este o alegere greșită. Nici nu știți cât de mult, nu știu cât se vede pe sticlă. Eu sunt în fiecare dimineață în acel cabinet și văd schimbările lui Viorica Dăncilă și văd cum se schimbă de la o zi la alta, din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine. Nu vedeți că presa la un moment dat o făcea în toate felurile. Din păcate o face și acum. Nu e un lucru foarte cușer, nu e normal să întâmple lucrul ăsta. Dar văd că rezistă cu stoicism. Nici nu știți cât de agresiv în sensul bun al cuvântului este, cât de pusă pe treabă este și au început să apară calitățile. Stăpânește limba română bine. Nimeni nu spune că face dezacorduri. Spune că din grabă, din neatenție, poate și din cauza emoției care a început să-i dispară, și un lucru foarte bun, mai greșește câte un cuvânt, dar nu folosește niște termeni agramaticali. Nu. Știe limba română bine, vine de la Bruxelles, nu prea ai ce să-i spui cu Europa, că nu știe limba străină foarte bine, că eu am fost acum 2 săptămâni în România sau la Bruxelles și vreau să vă spun că în limba engleză nu a avut nevoie de niciun traducător. Nici în discuțiile oficiale, nici la dineu, la masă, că de fapt a fost o masă de prânz la cantină, la restaurantul Parlamentului European, cu domnul Juncker și cu domnul Timmermans. Mă rog, și cei noi, cei din staff. De la zi la zi o să vedeți o altă Viorica Dăncilă. Mai mult decât atât, are niște consilieri, eu sunt unul dintre ei, pe care îi consultă când are nevoie, le ascultă sfaturile, dar nu întotdeauna, sau în mare parte, dacă vreți, nu ține cont de acele sfaturi. Așa trebuie să fac un președinte. Tu mă consiliezi din problema în care ești mandatat să mă consiliezi, dar asta nu înseamnă că trebuie să spun ca tine. Nu sunt mașină de... Mă rog. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Dar este Viorica Dăncilă strategul de care are Partidul Social Democrat nevoie în acest moment, după ceea ce s-a întâmplat pe 26 mai? Este omul de viziune? Omul care știe ce se așterne înainte și cum trebuie să pășească în direcțiile respective? Știți că întotdeauna am fost un om sincer, motiv pentru care m-a mai deranjat pe unii colegi și la fel o să fiu și acum. Nu! Nu este strategul partidului, ăsta este motivul pentru care unul din motivele pentru care se fac alegerile în Congres pentru președinte, președinte executiv și secretar general, în așa fel încât, după aia, împreună cu cei din Consiliul Național, cei ai lui Mihai Fifor, al cărui președinte este el, președinte de Consiliul Național, să se stabilească strategiile de urmat. Se vede foarte clar că la ora actuală, Partidul Social Democrat are nevoie de un președinte fort, ales, nu interimar, ales. Da. Știu clar că e acolo pentru 2, 3, 4 ani, n-am ce să-i fac să-l schimb și atunci îl ascult. Și în spatele lui trebuie să fac o echipă. Este o echipă acum, dar e făcut așa, pe genunchi. Ei, Congresul va desemna anumite sectoare de, dacă vreți, arii de competență pentru fiecare dintre cei din conducerea partidului. Și atunci, în momentul în care ai un președinte, ai un președinte executiv, ai un secretar general, care este liantul între conducerea partidului și filialele din teritoriu, atunci poți să spui că începi să faci o strategie. Deci deocamdată se lucrează la această strategie. Nu știu, ar fi greșit, ar fi trebuit să spun, da, avem strategie. Nu, nu pot să spun atâta timp cât noi această strategie nu avem încă. Codrin Ștefănescu a venit și a spus că n-a făcut Partidul Social Democrat pentru prima oară numărătoare paralelă, pentru că imediat după momentul alegerilor a fost arestat liderul. Și că va face acum Partidul Social Democrat numărătoarea paralelă. Va folosi la ceva să se întâmple acum? Și se mai poate face acum? Și dacă se poate face acum și va folosi la ceva, bun, care sunt acele consecințe? Dacă eu aș fi întrebat, eu aș face în felul următor, aș spune așa. Nu facem numărătoare paralelă pentru a schimba rezultatul. E clar că nu se schimbă. Au fost lucruri mult mai grave și alegeri mult mai, eu știu, mai nevizibile, mai netransparente și nu s-a schimbat nimic, chiar în România. Dar, pentru opinia publică și pentru a convinge pe cei care se uită, au avut încredere în tine și chiar pe cei care n-au încredere în tine, este bine să faci lucrurile astea. Au apărut foarte multe buletine de vot în care numărul total al celor care au venit în secția de vot erau de 10, așa, și la urmă total erau 200 și sunt câteva mii de buletine. Asta trebuie tot explicați. Băi, e greșit, e negru pe alb, e hârtie.
În ceea ce privește numărătoarea paralelă, vreau să vă spun că, cel puțin în zona asta, Galați a făcut numărătoare paralelă. Noi am făcut numărătoare paralelă și am greșit și noi. Eu am fost unul dintre cei care a făcut câteva reclamații la Biroul Electoral Județean pentru că erau câteva neconcordanțe. Era de datoria mea, indiferent că sunt membru PSD, Pro-România, ALDE, ce bunica ești, problema este că tu atunci când faci politică și vezi o neregulă, trebuie să o anunți. Ceea ce am făcut și noi la Galați. Deci noi la Galați am făcut numărătoare paralelă. Codrin Ștefănescu, mă rog, el este mai exuberant, așa, exuberant, domnul Ștefănescu. Domnule, Codrin Ștefănescu a fost... Și-a dat demisia din secretar general imediat după arestarea domnului Dragnea. Acum a rămas simplu membru de partid. Hai să vă spun eu că nu și-a dat demisia, a fost schimbat. Da, a fost schimbat cu Rodica Nazar și acum vor fi alegeri și pomedia. Pentru secretar general vor fi mai multe candidaturi din câte știu eu. Pentru președinte una singură, pentru președinte executiv vor fi două sau trei, pentru cine? Secretar general. Dacă ne anunță președintele partidului, să spun eu. Da. Este Marian Oprișan, este Felix Stroie de la Constanța. Într-adevăr, părerea sunt șansele... Părerea mea este că Felix Stroie va fi un bun secretar general. Deși vrea să candideze pentru președinte executiv. Și lui Olguța Vasilescu îi face cu ochiul funcția de președinte executiv. Și într-adevăr sunt mai multe șanse pentru domnul Oprișan să rămână pe funcția de președinte executiv? Având în vedere faptul că e președintele Uniunii Județene, Uniunii Naționale a Președinților de Consiliul Județean în România, se pare că are ceva relații pe zona de teritoriu. Și încep negocierile. Și se pare că șansele cele mai mari le are domnul Oprișan. Așadar, Partidul Social Democrat va fi condus de doamna Viorica Dăncilă și secundată de domnul Marian Oprișan. Dacă va câștiga funcția pe care și-o dorește, pentru că își dorește funcția de președinte executiv. Săptămâna trecută erau niște negocieri de genul, dacă nu merg acolo, dați-mi niște funcții în guvern. Dar astea sunt lucruri la care mi-au trecut pe lângă ureche. Adică nu pot să vă garantez lucrul ăsta. Oricum, se poartă negocieri intense pentru funcția a doua de președinte executiv și de cea de secretar general. Să ne referim și la candidatul la alegerile prezidențiale, pentru că în continuare, înțeleg, Partidul Social Democrat sondează piața. Cine ar putea să fie potrivit? Dacă e să fie din interior sau dacă să fie un candidat independent? Cum arată, de fapt, lucrurile acolo în spatele cortinei, domnule Păslaru? Domnule, ce s-a întâmplat în 26 ne dă foarte mult de gândit. Deci noi ne așteptam un rezultat mult mai bun. Sondajele de opinii ne dădeau un rezultat mult mai bun în alegerile din 26. E adevărat, noi spunem că s-au furat un milion de nu știu câte voturi și rezultatele au rămas. Există întotdeauna după alegeri un curent de opinie pro-învingător. Întotdeauna când un candidat este ales președintele statului, dacă facem sondaj după, vedem că el a crescut cu 10%. La fel în alegerile parlamentare. Partidul care câștigă post-alegeri crește imediat cu 10-12%, după care se revine. Asta este și acum. Curentul nu ne este foarte favorabil și atunci noi mergeam înainte foarte clar. Deși erau dispute între fostul președinte al partidului și Gabi Firea, dacă o puneam pe Gabi Firea, câștiga în sondaje, de multe ori era deasupra lui Iohannis. Iată că s-au schimbat lucrurile acum. Călin Popescu-Tăriceanu a stat foarte mult pe locul 2 în sondaje, după nefăcând nimic PSD-ul, atenție, mașinăria de vot a PSD neajutându-l. Era pe locul 2 în sondaje. După 26 nu mai este, au apărut doi actori importanți în politica românească. Vrem sau nu vrem să recunoaștem. Iar eu o spun nu cu foarte mare satisfacție, că nu-s de partea mea, sunt pe dreapta. Dacian Cioloș și cu Dan Barna. Deci au apărut, ăștia sunt. Lumea îi votează. Și atunci, noi trebuie să contracarăm cu ce? Cu ceva care să fie pe placul românilor. Șerban Nicolae și-a anunțat intenția de a candida într-o ședință a Comitetului Executiv de săptămâna trecută. Ne-a luat pe toți o surprindere. De acum trebuia să terminăm lucrările. Viorica Dăncilă vrea să închidă. Chiar pleca la o întâlnire cu, și aici în paranteză, într-o anumită zi, Viorica Dăncilă a apărut într-o altfel de ținută, cu o rochie lungă. Și toată lumea a întrebat de ce, de ce, de ce. Pentru că exista o întâlnire cu un extrem de important personaj din lumea arabă. S-a întâlnit cu el, impresia a fost foarte bună, deja se vor vedea niște efecte economice, le știu, dați-mi voi să nu le știu. Dăncilă știe protocolul. Bun. Spre deosebire de alte persoane. Domnul Șerban Nicolae și-a anunțat intenția de a candida. Acum trebuie măsurat. Dacă mă întrebați pe mine, nu-i cel mai bun candidat al nostru. Se măsoară și din afara partidului. Păi permiteți să vă întreb, cine este cel mai bun candidat al Partidului Social Democrat?
ce vreți să vă spun? Eu aici nu pot să, indiferent câte lucruri știu, vă spun un singur lucru, adică până aceeași placă. Partidul Social Democrat are mulți posibili candidați. Deocamdată măsurăm. Deocamdată măsurăm, nu stăm foarte bine, dar... Sunt alegerile prezidențiale pierdute? Nu, nici pe departe, nici pe departe. Problema este să stabilească foarte clar modalitatea de vot a celor din diaspora. Dacă mă întrebați pe mine, lasă-i să voteze pe toți. Toți cei din diaspora trebuie să voteze. Pentru că cei care vin la vot, eu am fost în 2012, în ziua votului, am fost la Londra și am văzut ce problemă aveau oamenii aia. Nu că nu votau cu PSD-ul sau nu votau cu candidatul PSD-ului. Nu, erau supărați că nu apucau să voteze. Lasă-i, domnule, să voteze. Pe toți. Și atunci... Deci, noi întotdeauna în diaspora pierdem. Mai rău decât acum nu putem fi, indiferent câți vin la vot. Deci, noi nu putem decât să îmbunătățim lucrurile. Și atunci trebuie să arătăm votanților din diaspora că și ei merită, luați în seamă și trebuie votați. Just. Bun. Haideți să ne întoarcem la candidații la prezidențiale. Că la ei ne referă. Candidatul la prezidențiale se va creiona din rândul Partidului Social Democrat după congresul din 29. Veți vedea atunci profilul candidatului. Va mai fi un congres. Nu? Da, va mai fi un congres și este foarte multă lume întreabă, dar de ce atâtea congrese? Stai, domnule, puțin. Până acum de ce nu le facem, de ce le fac? E viața noastră de partid, de intern. Simțim nevoia ca noi să ne întâlnim mai des și ne întâlnim mai des. E foarte simplu. Vreau să vă spun că în 29 de la Galați pleacă un număr de 119 candidați. 19 reprezentanți ai județului la congres pentru vot. Noi deja avem cereri de vreo 200 și ceva de loc, adică, domnule, de ce eu nu pot să merg? Adică dacă lumea vrea să meargă, ori mărești numărul reprezentanților, delegaților la congres, ori faci mai multe congrese. Deci e foarte bine să discutăm în cadrul cât mai larg statutar. Eram până acum acuzați că făcea Dragnea numai cu câțiva oameni în jurul lui, după care că face numai în birou permanent, după care că se iau decizii numai în comitetul executiv. Hai, domnule, să luăm într-un form mai larg. Nu este rău că sunt mai multe congrese. E adevărat că sunt niște cheltuieli, trebuie să vină lumea din teritoriu, dar vreau să vă spun că la congresul din 29, deși de multe ori stabileam, băi, nu vii cu mai puțin de atâția oameni, vezi cum te organizezi cu ei, cum rezolv cu cheltuielile. Acum vine efectiv cine vrea și veți vedea sala Palatului plină. Foarte multe județe vor mai mulți delegați. Asta nu poate decât să ne încurajeze pe noi. Asta înseamnă că atunci când am spus că s-a fraudat votul, e puțin adevăr. Atunci când au recunoscut cei care au votat, domnule, noi am votat pentru reprezentanții României în Parlamentul European, la alegerile locale sau parlamentare vor fi altfel de voturi și cei care au votat împotriva noastră vor vota probabil cu noi sau invers, nu se știe. Deci sigur va fi o altă geografie a votului. Congresul din 29 alege 3 funcții, v-am spus președinte, președinte executiv și secretar general. Va fi un vot pe bune, iar cei care vin la congres sunt într-adevăr cei care doresc să vină la congres. Am întrebat și mi-ați răspuns vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla cu candidatul la alegerile prezidențiale. Aș vrea să întreb totuși, bun, am înțeles, nu sunt pierdute alegerile prezidențiale de către Partidul Social Democrat. Ele sunt pierdute sau câștigate după ora 21. Corect. Există totuși posibilitatea ca în turul al doilea să vedem doi candidați ai Dreptei? Eu văd în spațiu public că se vehiculează mult așa ceva, lucrul ăsta. Dar v-am spus, este euforia de moment. Și noi o aveam. Când câștigam, credeam că l-am prins pe Dumnezeu de picior. Așa se întâmplă de fiecare dată, vrei sau nu vrei, în politica europeană, cu preponderență, dacă vreți, în politica românească, așa ceva se întâmplă. Dacă stăm și ne gândim, să ne uităm că pe dreapta sunt trei candidați. Iohannis, Cioloș, Barna. Ei se bat. E și scenariul acela în care domnul Iohannis pleacă la Bruxelles. Da, noi spunem ce avem acum pe masă. Okay. Păi gândiți-vă că voturile alea de dreapta se împart la trei. Și s-ar putea ca, virgulă, candidatul de stânga să aibă cele mai multe voturi în primul tur. Când turul 2, într-adevăr, se coaculează dreapta, adică eu zic să fim mai atenți când spunem că un candidat de stânga, respectiv PSD, nu intră în turul 2. Păi cu cât sunt mai mulți pe dreapta, cu atât mai mult se împart voturile. Și atunci perdanții vor fi după dreapta, că stânga vine cu unul singur. Adică trebuie să fim foarte atenți la lucrul ăsta. Eu am convingerea că indiferent cine va fi candidatul Partidului Social Democrat, pe cine va susține, va intra în turul 2. Domnule, mașinăria asta de vot totuși. A fost un moment de curând acela al semnării pactului la Patul Cotroceni, în care foarte multă lume s-a uitat în șoc, văzându-l pe Victor Ponta și semnând respectivul pact.
Un pact care coalizează, cum spuneați și dumneavoastră, opoziția. Ce înseamnă pactul acela pentru România? Bine, în pro-România am foarte, foarte mulți prieteni buni. Mihai Tudose, Marian Neașu, cel mai bun prieten al meu în Parlament, este fost secretar al Partidului Social-Democrat, Marian Neașu, Victor Ponta, relații foarte bune. Eu nu înțeleg totuși dorința asta de a face orice împotriva propriului partid. Dragnea, nu mai e Dragnea acum. Nimeni nu i-a dorit să meargă acolo, dar nu mai este la conducerea partidului, nu mai e membru în partid. Ce-i cu partidul ăsta? Adică e o chestie pe care o faci, zic eu, puțin forțată. Orice ar fi să fie împotriva... Dar mă rog, e drumul pe care l-a ales domnia sa. Noi am fost de extrem de corecți. Eu am asistat la discuția pe care au avut-o în birou pe numai Marcel Ciolacu cu cei de la Pro-România, în care li s-a dat imediat un dreptul să aibă grup parlamentar. Deși nu este corect. De ce? Eu știu foarte bine legislația parlamentară, îi se dă un... grupurile parlamentare se fac în funcție de rezultatele alegerilor. Alegerile au avut loc în 2016. Atunci s-a făcut geografia parlamentară și numărul și de... Și dumneavoastră trebuiau să rămână neafiliați până la terminarea acestei legislaturi. Sigur că da, sau să adere la alt grup. Cu toate astea, noi am făcut această concesie și deja au grupat la grup parlamentar. Ce înseamnă? Înseamnă că poți să angajezi niște oameni la cabinetele parlamentare, 10-12 oameni. Înseamnă că ai dreptul la niște mașini, ai dreptul la niște birouri, ai dreptul la protocol, adică ai multe drepturi. N-am făcut lucrul ăsta. Am recunoscut. Că face domnul Ponta lucrul ăsta, repet, n-am nimic din punct de vedere uman, eu sunt în continuare în relații foarte bune cu acești oameni, dar fiecare și-a ales drumul lui. De-aia nu înțeleg eu și modul de a racola colegilor, promițându-le mare acusarea, funcții, pentru ce să le propui? Uite că a trecut moțiunea și toată în opoziție erai. Dacă corupea vreo 1-2 din partea noastră, ce făceau cu ei? Aia își arătau viitorul politic. Indiferent cât de cald este afară, părerea mea este că e în clocot viața politică. Asta nu mai are nicio legătură cu temperaturile foarte înalte, atmosferice. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și sper să continuăm dialogul nostru, domnule Băslaru. Iar dumneavoastră, domnilor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere!